Pregătirile pentru alegerile parlamentare sunt în toi. Au fost comandate tipografiei din municipiul Târgu Jiu, buletinele de vot și sunt puse la punct ultimele detalii pentru ca alegerile să se desfășoare în bune condiții. Sâmbătă 10 noiembrie se vor trage la sorți pozițiile candidaților pe buletinele de vot. Suntem în grafic, permanent am fost în grafic, pentru că de această dată termenele au fost foarte largi. De asemenea, au fost achiziționate de PSAP serviciile pentru confecționarea ștampilelor de control ale secțiilor de votare, celor 325 de secții de votare. Mâine vor rămâne definitive candidaturile la biroul electoral județean de circumscripție numărul 20 Gorj. Sâmbătă pe 10 va fi trasă la sorți poziția candidaților pe buletinele de vot. Autoritățile locale au trimis situația cu cabinele de vot pentru ca reprezentanții prefecturii să poată comanda ștampilele de vot. Subprefectul speră să avem parte de o campanie electorală civilizată. În rest, nu avem probleme deosebite, s-au comandat toate celelalte materiale necesare procesului de votare, ștampile, tuși. Am solicitat autorităților locale să ne comunice numărul cabinelor de vot ca să știm foarte exact câte ștampile cu mențiunea votat vom comanda la Ministerul Administrației și Internelor. Astfel, pe cele 325 de secții de votare sunt 1335 de cabine de vot. Nu avem probleme deosebite, sper ca totul să desfășoare normal. Sperăm foarte mult ca și campania electorală, care începe pe data de 9, să desfășoare civilizat și să nu avem probleme de altă natură la nivelul județului.